ai ales Rapidul? Am ales Rapidul deoarece am văzut un proiect serios în asta, niște oameni foarte serioși și datorită suporterilor. Ce înseamnă pentru tine? Rapid pentru mine înseamnă acasă, acum. Ce echipă din afară este? N-am o echipă preferată din afară, dar na, chiar n-am una, sincer. Ce echipă urăști? Steaua București. Care e cel mai penibil moment pe care îl amintești? Cel mai penibil moment pe care mi-l amintesc. Eram copil, jucam un meci, era la Alba Iulia, jucam un meci pe ploaie. Dăduse unul la poartă, am prins mingea și ca să mă șterg de nămol, am dat cu mâna și mi-a băgat mingea în parte singur. Care e tipul tău verbal? Nu pot să spun care mai, că mi-a Facebook și fede și ea. Care e porecla? Porecla mea, mai nou, dată de Marius Dogaru, bizonul. Ce te enervează? Ce mă enervează, ce mai am, minciuna și oamenii falși. Ce faci dimineața? Dimineața, primul lucru? Mă duc la baie, ce să fac? Care e colegul tău preferat? Nu pot să spun că îi fac geloși. Cel mai caterincos colegi la Rapid? Cel mai caterincos? Stancu, cine să fie? Da, cel mai serios. Cel mai serios? Pancu, Pancone. Colegii cel mai activ pe Facebook? Cel mai activ pe Facebook? Stai să mă gândesc cine e cel mai activ pe Facebook. Nu știu. Cred că Stancu. Fotbalistul preferat? Iker Casillas. Cel mai bun adversar împotriva căruia ai jucat? Contra care am jucat contra lui Raul de Tomas, când eram în Spania. Cel de la Real Madrid atunci, mi-a dat 3 goluri. Hobby-ul tău preferat? Hobby-ul meu preferat? În afară de fotbal, practic îmi place foarte mult bowling-ul, mai joc în timpul liber. Fără ce nu pleci cu care? Cheile de la mașină, portofel și telefon. Mâncarea mea preferată? Cartofi prăjiți. Care e muzica ta? Pop, hip-hop, astea. Jocul preferat, Counter-Strike. Cum era elevul Ignat? Elevul Ignat? Absent. Serialul preferat? Serialul preferat, Game of Thrones. Și filmul preferat, Lord of the Rings. S-a numit autobiografia? Never Back Down. Vedeta preferat? Vedeta preferat, aolo. Megan Fox. Nu știu, cred că mă făceam jandarm, ca taică-mi. Cum te-ai caracterizat în trei cuvinte? În trei cuvinte? Caterincos, de treabă și inimos. Care obiectivul tău de sub anul? Pe 2018, promovarea în Liga 3, cu Rapid. Să fie la fel ca până acum alături de noi și să ne susțină tot ceea ce facem, că și noi îi ajutăm pe ei. Hai, Rapid!